Dragi concetățeni din diasporă și de acasă, stimați reprezentanți mass media, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Astăzi abordăm un subiect important legat de diasporă și de promisiunile care s-au făcut în campania electorală. Eu am fost în diasporă timp de 20 de ani, deși am fost acasă foarte aproape prin diferitele proiecte pe care le-am făcut. Și anul acesta am hotărât pentru ca să pun umărul la dezvoltarea țării, măcar cât pot, să mă întorc în țară. Și după acești 20 de ani mă așteptam ca să primesc mult mai multe facilități și să văd brațele deschise a celor care sunt în țară pentru cei care doresc să se întoarcă în țară și să contribuie la dezvoltarea țării. Dar spre surprinderea mea, când îmi planificam mutatul din China în Republica Moldova, am descoperit cu surprindere că trebuie să plătesc o taxă de peste 20% din valoarea bunurilor mele personale pe care le aduc înapoi în țară. Ce înseamnă asta? Deci eu trebuie să plătesc câteva sute sau chiar mii de euro, pentru că evaluarea acestor bunuri nu este întotdeauna foarte transparentă, pentru lucrurile mele de uz personal. Cărțile pe care le am, vesela, haine și așa ce mai are omul pe lângă casă. Am locuit în 10 țări și de fiecare dată când m-am mutat dintr-o țară în alta, nu a trebuit niciodată să plătesc niciun fel de taxă. Și este pentru prima oară când mă mut într-o țară și adică revin acasă și trebuie să plătesc această taxă. În cadrul campaniilor electorale am auzit foarte multe promisiuni și foarte multe planuri ca să încurajăm diaspora să vină acasă. Una dintre aceste promisiuni a fost proiectul de lege înaintat de către președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, cu privire la eliminarea acestei taxe pentru bunurile personale aduse din diaspora. Și aș vrea să citesc din acest proiect de lege care prevede modificarea codului VAMAL. Cetățenii Republicii Moldova, care pot face dovada aflării lor peste hotarele țării pe un termen de cel puțin 3 ani și care își schimbă domiciliul sau reședința dintr-o țară străină în Republica Moldova, beneficiază de scutiri pentru a aduce pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a bunurilor de uz personal, inclusiv un mijloc de transport auto per familie. Noi, Platforma DA, susținem astfel de inițiative, dar am vrea să le vedem duse până la capăt. Am vrea ca acest proiect să fie inclus în politica bugetară fiscală și să fie inclus în politica, în bugetul care este în lectura a doua. Pe lângă astfel de inițiative, am vrea să mai propunem și alte propuneri în vederea integrării, reintegrării diasporei noastre care dorește să se întoarcă acasă. Și aceste inițiative sunt parte din strategia noastră pentru diasporă. Și anume, crearea de servicii de reintegrare, amplasarea în câmpul muncii, oferirea de cursuri de reprofilare profesională. Și aici mă refer la cei care au avut o profesie în Republica Moldova și au fost nevoiți să meargă la muncă necalificată în străinătate, atunci când hotărăsc să se întoarcă în țară, să profite de aceste cursuri de reprofilare profesională ca să se reintegreze în câmpul muncii. De asemenea, crearea unui program pentru reîntoarcerea temporară a competențelor și expertizei din diasporă și facilitarea investițiilor din diaspora acasă. La acest subiect, colegul meu Andrei Dânga, în câteva minute, vă va vorbi mai mult. Și alte astfel de măsuri. Săptămâna trecută am avut oportunitatea să particip la un seminar Diasporanet organizat de Institutul Republican Internațional la Bruxelles, unde au participat membrii activi din diasporă și acolo am discutat cum am putea valorifica nu doar valoarea celor care vor să se întoarcă acasă, dar cum am putea valorifica și diaspora noastră care hotărăște să rămână în străinătate. Cei ce ne dorim noi și am vrea să vedem din partea guvernării sunt acele inițiative care au fost propuse în perioada campaniilor electorale să fie puse în practică, ca într-adevăr să avem condiții favorabile ca să ne întoarcem acasă sau să putem contribui
la bunăstarea Republicii Moldova din străinătate, nu doar prin remitențe sau suportul la plățile facturilor de gaz. Deci, din numele platformei, da, încurajăm guvernarea și vrem să susținem astfel de inițiative și am vrea ca să vedem acest proiect de lege care prevede eliminarea taxelor pentru cei care se întorc din străinătate în Republica Moldova și să fie incluse în politica bugetară fiscală. Acum aș vrea să-l invit pe colegul meu, Andrei Dânga, care o să ne spună mai mult despre experiența dumnealui, care a revenit din străinătate și a investit în agricultura din Republica Moldova, despre cât de prietenoasă a fost această întoarcere și ce recomandări ar avea dumnealui pentru cei care doresc să se întoarcă din străinătate și să investească în Republica Moldova. Andrei? Mulțumesc, Ana. Eu mă numesc Andrei Dânga, sunt din raionul Ștefan Vodă. După mulți ani aflându-mă în diaspora, m-am întors acasă și am investit în orașul meu natal, în domeniul agricol. Și prin experiența mea, deci am înțeles cum derulează lucrurile la noi acasă, aici în Republica Moldova, cât e de greu, cu câte probleme ne confruntăm. Și vreau să spun că, necătând că poate mulți politicieni spun că noi vom ridica țara, vom face joburi, locuri de muncă în regiuni, vreau să vă spun că cu situația demografică în care se află Republica Moldova în acest moment, noi nu facem nimic în regiuni, în satele noastre, fiindcă populația economic activă este infime. Dar înțelegeți că oamenii care fac afaceri sunt doar 5, maximum 10% din totalul populației. Deci, noi avem o natalitate negativă, total negativă, în special în regiuni, dacă vorbim de sate, de raioane. Care este scopul nostru? Scopul nostru este să întoarcem diaspora acasă, să întoarcem în marea parte, să creăm condițiile necesare sau, mai bine zis, un plan național de reîntoarcere și integrare a diasporii în localitățile de baștină, în satele și orășelile noastre. Fiindcă fără ei, noi nici de cum, eu nu văd cum, trăind în localitatea mea, nu văd cum fără diasporă să ridicăm economic localitățile noastre. Deci acest plan s-ar materializa într-un fond, într-un fond investițional sau un fond de garantare a investițiilor diasporii, da, care ar susține prin diferite granturi. Deci diaspora trebuie să cunoască când se întoarce acasă, care sunt posibilitățile de a investi, care sunt garanțiile că afacerea va avea continuitate și nu va fi cumva stopată prin anumite acte de corupție. Deci noi trebuie să avem acest plan național și noi înțelegem foarte clar că diaspora, la momentul de față, diaspora Republicii Moldova din străinătate deține un capital financiar, pot să zic, consistent, dar cel mai important, da, deține o expertiză care poate schimba, spun așa, radical mersul lucrurilor în Republica Moldova. Deci, aceste două elemente de bază noi trebuie să le valorificăm prin acest plan național de integrare a diasporii. Și cred că acesta e posibil și deci noi, guvernarea, trebuie să lucreze asupra acestui plan și nemijlocit să implice și diaspora și toți cei care doresc să vină cu anumite precizări, cu anumite recomandări pe această dimensiune. Vă mulțumesc! Mulțumim! Ia? Dacă aveți întrebări? Nu? Atunci vă mulțumim mult! Mulțumim mult!